20, 20, 40, 50. Eu sunt Mihai și astăzi am o surpriză pentru voi. Motoraș, un iepuraș fără astâmpăr. Hai să începem. Țâp, țâp! În mintea lui Motoraș e o mare grădină, cu idei care răsar și ies în surdină. Din zor și până în seară îl sopăie prea afară, fără asâmpăr umblă, gata mereu să sară. Țup, țup! Astăzi, dis de dimineață, a pornit prin verdeață, când pe o piatră îl zărește pe vecinul Codobel. Sub cochilia dungată se ascunde micul melc. Nevăzut se odihnește, liniștit, tăcut, fragil. Motoraș se hotărăște să se apropie tiptil. În căsuța-i călătoare, Codobelc stă nemișcat. De-l privești de-aproape, pare pașnic, calm și împăcat. Cum să fi simțind? Se întreabă Motoraș foarte mirat. Hotărât, să pleacă și se ghemuiește. Labele și ascunde, capul și-l rotește. Dintr-o parte într-alta la început ușor și se strânge sine ca un melcușor. Liniștit ascultă în jurul lui, atent și respiră ritmic, din ce în ce mai lent. Simte cu tot corpul că îi place acest moment. Apoi în genunchi, capul înalță prelung. Gâtul și-l întinde, se face tot mai lung. Cu putere își împinge lăbuțele în pământ și crește, crește, ca un copacel plăpând. În sfârșit se ridică alene pe vârfuri, cu brațele deschise, spre cele patru vânturi. Cu călcuiele înfipte bine în pământ, cu ochii închiși și cu nosucul ridicat în vânt. Se leagănă ușor, respirând profund, la dreapta, la stânga, mlădios ca un spic. Un fluturaș și se oprește din zbor pe botic. Ca să-l facă să zboare, Motoraș mișcă nasucul un pic. Tic, tic. Acum a încetat deja orice boare, iepurașul nostru stă drept în picioare. Respiră lent, destins, nici urmă de încordare. Da, exact ca pe un trunc, furnicuțele urcă pe el și îl gâdil. Tare îi mai dau de furcă. Trezit iepurașul scutură din picioare și brațe, furnicile se facă bine să nu se mai agațe. Cele din urmă respiră ușurat. Gata cu mișcarea. Furnicile a plecat. Dar atunci Motoraș își vede bunicul în țară, a promis că grădină să-l ajute în răzoare. Burenile rele au crescut până la soare. Motoașa pleacă și trage în dârjit, adunând buruienile smulse mormân. A muncit și în mod sigur. Bunicul a sisergit. Când sosește, bunicul pricepe într-o clipită, bucuros, chiar mândru, că grădina e plivită. Dar acum și grădina din capul nepotului e îngrijită. Mulțumiți amândoi, culeg morcovi împreună și pornesc spre casă ținându-se de mână. Le e foame și cina negreșit va fi bună. La revedere, vă pup, pupici cu sclipici! Hei, v-am făcut ce v-am citit astăzi! Dacă vreți să vedeți ce povești v-am pregătit, vă rog să vă abonați la canalul meu! Pa! La revedere! Ne vedem în episodul următor!